Bun venit la Info Altfel. Sunt Ciprian Zota și vă urez cu drag bun venit la primul nostru episod din 2024 al Info Altfel by Ciprian Zota. Astăzi ne aventurăm în evenimente și povești care definesc spiritul comunității noastre din Mănăstirea Cașin și nu numai. Vom explora tradiții care aduc viață în fiecare colț al satului nostru, vom călători prin istoria noastră bogată și vom sărbători reușitele, fie ele mari sau mici, ale membrilor comunității noastre. Așadar, pregătiți-vă să vă deconectați de la știrile obișnuite și să explorați lumea altfel, așa cum o vedem noi aici pe Mănăstirea Cașin Live. Hai să începem acest an cu entuziasm și cu dorință de a descoperi ceea ce face comunitatea noastră atât de special. Să înceapă Info Altfel! Bobotează la Mănăstirea Cașin, tradiția sfântă și vie a bobotezei la Biserica Sfinții Arhanghelii Mihail și Gavril din Mănăstirea Cașin. Într-o atmosferă plină de spiritualitate și tradiție, comunitatea din Mănăstirea Cașin a sărbătorit Bobotează într-un mod cu totul special pe 6 ianuarie 2024. Evenimentul a avut loc în curtea exterioară a Bisericii Monument Istoric cu Hramul Sfinții Arhanghelii Mihail și Gavril. Slujba de Bobotează a fost oficiată cu solemnitate de către preoții Dan Miloiu și Gheorghe Țeleuștean, care a adus în fața credincioșilor momente de rugăciune și însemnătate spirituală. Apa a fost binecuvântată și apoi împărțită credincioșilor prezenți, marcând astfel sfârșitul perioadei sărbătorilor de iarnă. Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, Duhul temerii de Dumnezeu, al lui Hristos cel necesar. Astăzi firea apelor se sfințește și se desparte Iordanul și își oprește curgerea apelor sale, văzând pe stăpânul botezând duse. Ca un om ai venit la râu, Hristoase împărate, și te sfințește a lua botez de rog. Bunule, din mâinile înainte mergătorului, pentru păcatele noastre, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și pururea și în veci către glasul cel ce strigă în pustiu, că ți-s calea Domnului, venit ai, Doamne, lui tip de rob. Botez cerând, cel ce nu știe de păcat, văzut-o te-au apele și s-au temut, cu tremuratul sau înainte mergătorul și a strigat grăind, cum va lumina sfeșnicul pe lumină, cum își va pune mâna robul pe stăpânul, sfințește-mă pe mine și apele mântuitorule, cel ce a ridicat păcatul lumii. Înțelepciune. Cea lui Isaia, citire. Să luăm aminte. Acestea, zice Domnul, veselește pustiul să-i tași, se bucură pustiul și ca crinul să înflorească. Și vor înflori și se vor bucura pustiile Iordanului. Mărirea Libanului s-a dat de el și cinstea Carmenului și poporul meu va vedea slava Domnului și înălțimea Dumnezeu. Întăriți-vă, mă, slave, și genunchi să pănunciți, mângâiați-vă, ce slav de inimă cu cugetul întăriți-vă și nu vă temeți. Iată, Dumnezeul nostru cu judecată răspătește și va răspăti. El va veni și ne va mântui pe noi. Atunci se vor deschide ochii orbilor și urechile surzi vor auzi. Atunci va sări șchiopul ca cerbul și limpede și va fi limba gângavului. Că s-a vărsat un pustiu apă și vârtești de apă în pământul setat. Și vor fi cele fără de apă bălți și în pământul cel însetat vor fi apă. Acolo va fi veselia pământului, locaș de turme și trestie și bălți. Acolo va fi cale curată și cale sfântă se va chema. Și nu va trece pe acolo nimic necurat, nu va fi acolo cale spurcată. Cei risipiți vor merge pe dânsa și nu vor rătăci și nu vor fi acolo leu nici fiară cumplită, nu va sui pe dânsa, nici nu se va afla acolo, ci vor merge pe dânsa cei mântuiți și cei aleși de Domnul. Și se vor întoarce și vor veni în Sion cu veselie și cu bucurie. Și veselie veșnică va fi peste capul lor. Lauda și bucuria și veselia îi va ajunge pe dânsii și va fugi întristarea și suspinarea. Înțelepciune!
prorocia lui să ia știre. Să luăm aminte. Așa grăiește Domnul, cei însetați mergeți la apă și câți nu aveți arginți, mergând cumpărați și mâncați și beți fără de argint și fără de preț vin și grăsime. Pentru ce cheltuiți argintul? Nu pentru hrană și ostenela voastră, nu pentru sațiu. Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și se va desfăta într-o bunătăți sufletul vostru. Luați aminte cu urechile voastre și urmați căile mele, ascultați-mă pe mine și va trăi pentru bunătăți sufletul vostru. Și voi pune vouă lege veșnică, cele sfinte ale lui David și cele credincioase. Iată, mărturie într-o neamul le-am dat pe dânsul Domn și povățuitor neamurilor. Iată, neamurile care nu te știau te vor chema și popoarele care nu te cunoșteau. La tine vor alerga pentru Domnul Dumnezeul tău și pentru Sfântul lui Israel că te-au mărit pe tine. Căutați pe Dumnezeu și dacă îl veți afla, chemați-l și dacă se va apropia de voi, să lase cel nelegiuit pe ele sale și omul cel fără de lege. Sfaturile sale să se întoarcă la Domnul și va mirui și la Dumnezeu vostru, că mult vă va ierta păcatele voastre. Că nu sunt sfaturile mele ca sfaturile voastre, nici căile mele nu sunt ca căile voastre. Grește Domnul și în ce chip este departe cel de pământ, așa de, sunt de departe căile mele, de căile voastre și cucetele mele de cucetele voastre. Că precum se coboară ploaia sau zăpadă din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și rodește și sămânță semănătorului și pâine de mâncare. Așa va fi și cuvântul meu care de va ieși din gura mea, nu se va întoarce la mine în deșert. Până nu va plini toate câte am voit și vezi, și voi spori căile mele și poruncile mele. Că într-o veselie și vă veți veseli și într-o bucurie vă veți învăța că munții și dealurile vor sălta. Așteptându-vă pe voi într-o bucurie și toți copacii țarinei vor mișca din amuri. Și în locul scaiului se va înălța chiparusul și în locul urzicii va crește mirsina. Și va fi Domnul numit în semn vești și nu va lipsi. Din prorocia lui Isaia citirem. Acestea zice Domnul, scoateți apă cu veselie din izvoarele mântuirii. Momentul central al acestei sărbători a fost tradiționalul botez a cailor, o practică păstrată cu sfințenie de generații între tinerii din comunitate și-au adus proprii cai pentru a-i boteza în apele sfințite ale boboteze. Gestul încărcat de simbolism aduce un omagiu nu numai tradiției, ci și relații strânse dintre comunitate și animalele care au avut întotdeauna un loc special în inimile locuitorilor din mănăstirea Cașii. Este de remarcat cu atenție faptul că această tradiție, deși începe să se piardă în unele locuri, își păstrează vitalitatea în această comunitate. Tinerii mănăstireni, prin implicarea lor activă în evenimente precum boboteaza, devin purtători ai plăcării tradiției și asigură continuitatea unor practici atât de încărcate de istorie și semnificație. Prin sărbătoarea bobotezei, mănăstirea Cașii nu doar că sărbătorește identitatea și valorile, dar oferă și un spectacol inedit în care tradiția și spiritualitatea se împletesc într-un mod armonios și autentic. Cititorule, aleluia, aleluia, aleluia! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Marcu se va citi. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și în clipa când Iisus se șa din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul și glas din ceruri s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, în care bine am voie. Doamne, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace
pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica noastră, pentru cei care cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Șarhim, biscopul nostru Iachim, pentru cinstita preoțime, pentru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei care cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întâlnirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei care călătoresc pe ape, pe uscat, prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc, pentru cei robi și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a primii cele mai pe sus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupului și zgonitoare a toată puterea cea pătrinică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să dăruiască ape acestea harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, cu puterea cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh. Doamne, miluiește! Pentru ca să se zdrobească Satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sfatul viclean care se pornește asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne scoată pe noi Domnul Dumnezeul nostru din toată vrăjmășia și ispita care ne stă împotrivă și să ne facă vrednici de bunătățile cele făgăduite Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să se trimită, să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului și să sfințească apa aceasta Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă apa aceasta dar de sfințenie și curățire de păcate, spre tămăduirea sufletelor și a trupurilor și a trupului spre tot folosul de trebuință Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățitoare spre viață veșnică Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuială vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu care vor lua și vor primi spre sfințirea caselor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățire sufletelor și trupurilor tuturor celor care o vor lua cu credință și vor gusta din ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre a celor păcătoși să ne mântuiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne învrednicim noi să ne umplem de sfințenie prin gustare din apa aceasta, cu venirea cea nevăzută a Duhului Sfânt Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim.
Maria, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Domnului. Treime mai presus de fire, prea bună, prea dumnezeiască, atât puternică, a toate văzătoare, nevăzută și nepătrunsă, făcătoarea ființelor celor înțelegătoare și a fiilor celor cuvântătoare, bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, care luminezi pe tot omul ce vine în lume, strălucește și în noi nevrencii de slujitori, luminează-ne ochii minții noastre ca să îndrăznim a lăuda binefacerea și puterea ta ce ne măsura. Fie bine primită rugăciunea care se aduce de către noi pentru poporul care stă înainte, să nu oprească păcatele noastre venirea aici a preasfântului tău Duh, cine iartă pe noi ceea ce ești prea bună, ca să strigăm către tine fără de osândă și să grăim și acum. Te slăvim pe tine, Stăpâne, iubitorul de oameni, atățitorul, împărate, cel ce ești mai înainte de vești, te slăvim pe tine, ziditorile și făcătorile a toate. Te slăvim pe tine, Fiule al lui Dumnezeu, unul născut, cel ce ești fără de tată din mamă și fără mamă din tată, căci la praznicul care a trecut prunc te-am văzut, iar la acesta de acum desăvârșit te vedem pe tine, cel ce te-a arătat desăvârșit Dumnezeul nostru din cel desăvârșit. Ca astăzi ne-a susținut nouă tuturor vreme de praznic și ceata Sfinților cu noi se laudă și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc, astăzi Harul Sfântului Duh în chip de porumbel peste ape se pogoară, astăzi soarele ce ne-a pus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna cu raze luminoase luminează pământul, astăzi stelele cele luminoase, cu lumina strălucirii lor, lumea înfrumusețează. Astăzi norii răurează din cer, omenirii ploaia dreptății, astăzi cel nefăcut de bunăvoia sa este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de stăpânul și cu frică stă înainte, văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se preschimbă în vindecări cu venirea Domnului, astăzi toată făptura se adapă cu revărsări tainice, astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului, astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă, astăzi apa cea mare care era în vremea lui Moise se preschimbă în dulceață poporului prin venirea Domnului, astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit, astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-a luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată făptura se luminează ca o făclie de sus. Astăzi înșelăciunea se surpă și calea de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi oștea cea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească la înălțime. Astăzi cel neplecat se apleacă robului său ca să ne libereze pe noi de robie. Astăzi împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea s-a umplut de veselie. Te-au văzut apele, Dumnezeule, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi văzând focul Dumnezeirii, pogorându-se trupește și intrând în apele sale. Iordanul s-a întors înapoi văzând pe Sfântul Duh în chip de porumbel, pogorându-se și zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi văzând pe cel nevăzut în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas mirându-se de Cel ce a venit, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prăznuire stăpânească văzând astăzi în Iordan și pe Cel ce moartea neascultării și boldul înșelăciunii și legătura iadului în Iordan le-a fundat și le-a dăruit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și noi păcătoși și nevrednici slujitorii Tăi, mărturisind sfintele tale minuni de frică, fiind cuprinși cu umilință, strigăm către tine. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, și niciunul nu este nu ajuns pe lauda minunilor tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale,
și niciun cuvânt este de ajuns pe lauda minunilor tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, și niciun cuvânt este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Că tu cu voia ta pe toate le-ai adunat, le-ai adus dintr-o neființă în ființă, cu purtarea ta ții făptura și cu purtarea ta de grijă că veresești lumea. Tot din patru stihii ai întocmit făptura și cu patru vreme ai încurnat curgerea anului. De tine se cutremură toate puterile îngerești, pe tine te laudă soarele, pe tine te slăvește luna. Ție se supun stelele, pe tine te ascultă lumina, de tine se îngrozesc adâncurile. Ție slujesc zvoarele, tu ai întins cerul ca un cor, tu ai întărit pământul peste ape, tu ai îngrădit marea cu nisip, tu ai revărsat aerul spre răsuflare. Puterile îngerești, ție slujești cetele arhanghelilor, ție se închină. Cheruvimii cu ochi mulți, serafim, cei cu câte șase are, împrejur stând și zburând de frica slavei tale, cele apropiate se acoperă, că tu Dumnezeu fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început ai venit pe pământ chip de rob luând într-o asemănare omenească făcându-te. Că n-ai suferit, Stăpâne, pentru îndurările milei tale, să vezi neamul omenesc chinile de diavolul, ce ai venit și ne-ai mântuit pe noi. Mărturisim harul tău, vestim mila ta, nu tăinuim facerea ta de bine, toată firea omenească ai izbăvit-o, pântecele fecioare l-ai sfințit cu nașterea ta, toată făptura te laudă pe tine cel ce te-ai arătat, că tu Dumnezeul nostru pe pământ te-ai arătat și cu oamenii împreună ai viețuit. Tu, trimițând din cer pe Duhul tău cel sfânt, ai sfințit apele Iordanului și capetele balaurilor care se înguipaseră acolo, le-ai zdrobit. Tu însuți, dar, viitorul de oameni împărate, vino și acum pe meneaspul lui Dodo, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Sus, dar, iubitorul de oameni împărate, vină și acum cu pogorârea Sfântului Tădu care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorul de oameni împărate, vină și acum pe noi Sfântului Tădu care sfințește toate și sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Și dă-i harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, foc ai izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, de stegare de păcate, vindecare de boli, diavolul pe ele, îndepărtarea puterilor celor potrivnice, pline de putere îngerească, pentru că atunci cei care se vor stropi și vor gusta din ea să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor, spre tot folosul de trebuință. Că Tu ești Dumnezeul nostru care ai înnoit prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru care pe vremea lui Noie cu apa ai necat pământul. Tu ești Dumnezeul nostru care prin mare și prin noi s-a liberat neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru care ai despicat piatra în pustiu și au pus apă și râurile s-au umplut de apă și pe poporul tău cel însetat le-a adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru care cu apă și cu foc prin Elia a izbăvit pe Israel din rătăcirea lui Baal. Însuși și acum, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Însuși acum, Stăpâne, Doamne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Dă tuturor robilor tăi, care se vor atinge de ea și se vor stropi și o vor gusta, sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de prea fericitul părintele nostru Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de înalt prea sfințitul Achim, arhiepiscopul Romanului și Pagăului, de toată cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, de tot clerul și binecredinciosul popor român de aici și de pretutindeni, de mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, de cei ce stau înainte și de frații noștri care din binecuvântate prece nu sunt de față, și miluiește pe ei și pe noi după mare mila ta. Pentru ca și de stihii, și de oameni, și de îngeri, și de cele văzute și cele nevăzute, să fie slăvit numele tău cel preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Ție, Doamne. Zvorul tămăduirilor, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început, al tău, Părinte,
și prea sfântului și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Ordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbe l-a aflat întărirea cuvântului, Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat măririții. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat, căci glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pe tine, numindu-te, și Duhul în chip de porumbe l-a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat slăbăție. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat, căci glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a adeverit înțărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat, căci glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul chip de cuvântului, cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat.